Bună seara. Și bun venit în această seară la unul dintre probabil cele mai importante live-uri pe care le-am făcut. Subiectul pe care îl voi aborda în seara aceasta este cumva foarte aproape de inima mea, ca unul care am fost martor la martor și participant la carismatizarea unei biserici. Am fost într un fel atras în acest proces de carismatizare a unei biserici. Iar exemplul pe care vreau să-l vi -l ofer în seara aceasta, după cum vedeți și în titlul acestui live, trecerea bisericii baptiste Betel Centru din Cluj la tot felul de manifestări carismatice. Exemplul pe care vreau să vi-l dau ilustrează foarte bine și mi-am adus aminte, deși au trecut de atunci poate vreo 14 ani, ilustrează foarte bine aceleași modalități care au fost folosite în vremea respectivă și care sunt folosite și astăzi pentru atragerea unei biserici pe acest topogan uh, al carismatismului. Da? Uh, metodele care sunt folosite și vă voi ilustra foarte clar imediat prin câteva clipuri uh, sunt uh, manipulatorii și psihologice și sunt complet incompatibile cu persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Deci despre asta voi vorbi în seara aceasta, despre Biserica Baptistă Betel Centru Cluj, deși și celelalte biserici afiliate din alte două puncte, dacă nu mă înșel, felul în care această biserică a fost atrasă de liderii ei, în special Adi Tămaș și pastorul Mihai Sabou, către uh, mișcarea carismatică, practic, către manifestările carismatice. Acum, aș vrea să fac două sau trei mențiuni de la bun început. Biserica aceasta experimentează o trezire carismatică, deci nu o trezire spirituală, ci o trezire carismatică, și trezirea carismatică nu mai este ceva nou. Despre ce este vorba într-o trezire spirituală și într-o trezire carismatică? Care este diferența? Într-o trezire spirituală, o anume populație dintr-o anumită zonă geografică este vizitată de Duhul Sfânt, oamenii renunță la păcat, devin serioși cu Cuvântul lui Dumnezeu, devin serioși cu Biserica, devin serioși cu mărturisirea Domnului Isus Hristos, oamenii se își mărturisește și își recunosc păcatele lor și așa mai departe, într-o trezire carismatică, ceea ce se trezește sunt așa zisele daruri miraculoase ale Duhului Sfânt. Deci nu un interes pentru persoana lui Hristos neapărat sau pentru pocăință sau pentru uh, mărturisirea Domnului Isus Hristos, ci un interes pentru darul de vindecare, pentru darul de prorocie, pentru vedenii, pentru viziuni, pentru uh, scoaterea dracilor uh, și prorocie. Deci asta este o trezire carismatică în contrast cu o trezire spirituală. Biserica Betel Centru Cluj experimentează o trezire carismatică, nu o trezire spirituală. Eu nu zic că nu sunt oameni care sunt treziri spiritual acolo. Nu mă înțelegeți greșit. Sub absolut nicio formă nu spun lucrul ăsta, dar spun că ceea ce se promovează atât la subsol cât și public Am văzut că au început să se promoveze public lucrul acesta, este o trezire carismatică. Vă pun un foarte scurt clip deocamdată, ca să observați, dacă nu mă înșel, ce s-a întâmplat în ultima întâlnire a dumnealor, când l-au invitat la biserica lor pe uh, pastorul carismatic Tony Berbece. Da? Ia, ascultați. Ne rugăm, Tony, ca Duhul Domnului să fie peste tine. Să vorbească și să facă minuni, așa cum au cerut ucenicii în fapte că, capitolul 4, cerem și noi astăzi aici, cerem îndurare, cerem har, cerem cuvânt, cerem îndrăzneală, dar cerem și semne și minuni în numele lui Isus Hristos. Amin. Da, deci despre asta este vorba, despre semne și minuni care să acompanieze cuvântul predicat de uh, Tony Berbece. <coughs> Acum, chiar dacă dumneavoastră care ascultați clipul acesta veți fi de acord cu faptul că există și astăzi prorocii, vorbire în limbi, uh, vedenii, uh, toate celelalte daruri uh, miraculoase, chiar dacă sunteți de acord cu lucrul acesta, vă rog să ascultați acest clip, pentru că în acest clip vreau să vă arăt modul indecent, irresponsabil din punct de vedere spiritual în care aceste lucruri sunt manifestate și specific modul în care o biserică declarată baptistă care s-a format nu având în mărturisirea lor și în convingerile lor aceste lucruri, este trasă de liderii ei, nu pe față și direct, ci treptat printr-o felul de lucrări subversive, este trasă spre manifestările carismatice. De deci ce asta vreau să observați? Dacă dumneavoastră sunteți de acord că și astăzi există vorbire în limbi și prorocie și vedenii și viziuni și dar de vindecare și exorcizări, niciun fel de problemă. Eu nu despre asta discut acum, ci despre metodele care sunt aplicate în lucrul ăsta. Ceea ce mi se pare mie foarte ciudat este oare de ce oamenii aceștia nu s-au întrebat, de ce Majoritatea bisericilor pendicostale din țara aceasta, nu majoritatea, o mare parte din bisericile pendicostale din țara asta, care au pornit cu viziunea pe care ei o au acum, cu toate darurile acestea, de ce au devenit foarte liniștite? Da? Foarte multe biserici pendicostale s-au liniștit. De ce au frânat și au filtrat toate manifestările acestea miraculoase? Răspunsul este datorită multitudinii de abuzuri. Însă oamenii aceștia nu învață nimic. Din ceea ce au experimentat bisericile pentecostale și nu-și pun măcar întrebarea, domnule, de ce oamenii ăștia s-au liniștit? Au devenit ei reci, apati și indiferenți la lucrarea Duhului? Sfânt? Nu! Pentru că în însăși teologia de bază pentecostală toate lucrurile acestea se practică, sunt valabile și astăzi. Și totuși există o moderație și o decență în foarte multe biserici pendicostale. De ce? Nu s-au întrebat. Pentru că dacă s-ar fi întrebat, ar fi, învăț ar fi învățat ceva din experiența lor și, din punctul meu de vedere, ar fi administrat cu totul diferit situația în care Dumnealor se găsesc acum. Uh, da. Aș vrea să fac o scurt istorică, am discutat cu suficient de multe persoane din uh, biserica aceasta ca să-mi fac o idee de-a lungul timpului și nu de astăzi, da? deci nu sunt de săptămâna asta, mă înțeleg în greșit. Acum nu sunt uh, dispus să pun în public anumite discuții private, unul pentru că nu sunt de acord persoanele astea bănuiesc și în al doilea rând pentru că nu consider că ăsta este modul potrivit, având în vedere dovezile publice care există Acum nu mai este necesar să pun nimic din discuțiile mele private, da? Biserica asta a început ca o biserică baptistă. Da, clasică. Fără tendințe carismatice explicite și evidente. Deci nu zic că pastorii n-au crezut de la bun început în aceste manifestări miraculoase, da? Dar a început ca o biserică clasică baptistă. Da. Din mărturie am înțeles că pastorul Adit Mașa a început să bată șaua cu darurile miraculoase la un moment dat. Dar nu public, ci în cadre private, grupuri de casă, întâlniri private și așa mai departe. Da? Cinstit ar fi fost, din punctul meu de vedere, având în vedere poziția publică pe care o are Dumnealui în slujire, având în vedere funcția pe care o are în biserica respectivă și având în vedere că biserica n-a pornit cu această viziune, cinstit ar fi fost ca Dumnealui să vină în fața bisericii și să spună are o nouă înțelegere cu privire la lucrarea Duhului Sfânt și cu privire la manifestarea mirac darurilor miraculoase ale Duhului Sfânt. El n-a făcut lucrul ăsta public, da? a început să încurajeze și să practice. În cercuri private, aceste manifestări de tip carismatic, vorbirea nim, stăruința după botezul cu Duhul Sfânt sau botezul cu foc, prorocii, vedenii, viziuni, eliberări de dur și așa mai departe. Ceea ce Dumnealui acum afirmă public, da? Cu trecerea timpului au fost atrași tot mai mulți în această lucrare, și astfel că acum având destul de mulți aderenți de partea lui și a permis și ea să public. Deci a fost o lucrare de subversiune treptată, a fost o lucrare de schimbare a temeliilor, doctrinarea bisericii treptată, da? N-a fost o chestiune pe față, cinstită, onestă, da, bărbătească. Domnule, vin, uite, mi-am schimbat crezul cu privire la lucrarea Duhului Sfânt, asta este, vă pun pe masă să afle toți colegii mei păstori, să știe și comunitatea baptistă de Cluj, să știe și biserica, asta este ce cred eu. Mă vreți în continuare așa? Bine. Nu mă vreți în continuare așa? Nu e niciun fel de problemă, drumurile noastre se despart. Nu. Deci nu a lucrat în, în modul acesta, da? Și nu este la voia întâmplării, cred eu, nu vreau să fie nicio jignire pentru tinerii din biserica asta, pentru că am discutat și cu unii tineri care sunt uh, destul de maturi și au înțeles situația care este acolo. Nu este la întâmplare că toată trezirea asta carismatică se întâmplă într-o biserică care este preponderem formată din tineri, da? Nu e la voia întâmplării. Și uh, predicarea slabă uh, își pune cuvântul, cunoașterea slabă a cuvântului Dumnezeu își spune cuvântul, da? Pe, da, este adevărat. Pe fondul secetei spirituale, în care se află poate majoritatea bisericilor baptiste și nu doar din țara aceasta, și a goliciunii care a venit cu promisiunile false ale închinării contemporane, da, s-au format foarte multe biserici din astea contemporane, cu închinare contemporană în care îl simți și îl atingi pe Dumnezeu, sunt niște promisiuni goale. Deci pe fondul acesta, când a venit o altă promisiune, a experimentării supranaturalului. Dumnezeu să-ți vorbească de rei ca în vechime. Dumnezeu să, lucrează cu min să lucreze cu minuni ca în vechime. Când au venit promisiunile acestea, uh, ele au fost uh, primite cu... Uh, cu o forță irezistibilă, dar au fost privite ca având o forță irezistibilă. Pur și simplu oamenii le-au luat și le-au înghițit. Da? Eu aș vedea trei probleme aici și apoi voi intra cu dumneavoastră să observați câteva clipuri din ultima predică a lui Tony Boyolbece, din ultimul serviciu de fapt în care a fost Tony Berbece în vizită la dumnealor. În primul rând, cinstea și onoarea lui Adi Tămaș și a celălalt slujitor, ca slujitor ai bisericii respective. În al doilea rând, cinstea și onoarea membrilor din comitetele acestor biserici care au știut de lucrurile care se întâmplă și unii dintre ei n-au fost de acord, dar nu au ieșit public, nu au făcut nimic ca să schimbe situația. În al treilea rând, starea spirituală și sănătatea doctrinară și practica acestei biserici care nu a avut un reflex la această trăire în manifestările acestea carismatice și în ultimul rând rolul frățietății baptiste din comunitatea de Cluj, da? asocierea acestor biserici baptiste, care nu au reacționat deocamdată, că altfel nu ar fi ieșit Dumnezeu public, n ar fi ieșit ei public, nu au reacționat la aceste manifestări. Da? Acum, haideți să, să, vă, să vă pun înainte un clip în care am selectat câteva, câteva secțiuni din ultimul serviciu a dumnealor, dacă nu mă înșel, ultimul serviciu de duminică în care a fost invitat, cum am spus, Tony Berbece. Da? Ia Haideți să analizăm puțin. Da, vom privi câteva secțiuni și apoi vom comenta. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să umblăm împreună. Să ne rugăm ca Dumnezeu să nimicească orice duc de împotrivire și orice influență a celui rău care ar vrea să aducă dezbinare în Biserica lui Iisus Hristos cred în toată inima că este vremea să ne ridicăm. Vreau să observați, bă, băiatul ăsta, nu știu cine e, deci nu vorbesc de rău, vreau să spun la bun început, eu nu voi spune nimic de caracterul lor, de, deși metodele pe care ele aplică spun ceva despre ei, dar unele dintre ele s-au aplicat inconștient, probabil. Deci nu spun nimic de persoanele lor, de familiile lor, de caracterul lor și așa mai departe. Deci nu mă interesează, vreau doar să analizăm clipul acesta doar pedagogic, pentru a ne folosi uh, mintea înnoită de Duhul Sfânt, de Cuvântul lui Dumnezeu și să observăm cum se lucrează. Da? Deci observați limbajul pe care îl folosește Dumnealui. Uh, duc de împotrivire. Da, vă pun încă o dată, că mi se pare foarte interesant ce cuvinte folosește Dumnealui. Ascultați! Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să umblăm împreună. Să ne rugăm ca Dumnezeu să nimicească orice duc de împotrivire și orice influență a celui rău care ar vrea să aducă dezbinare în Biserica lui Isus. Deci observați, duc de împotrivire, influența celui rău, dezbinare în Biserica lui Isus Hristos. Despre ce vorbește Dumnealui? Despre faptul că există în biserică, vom vedea imediat și în predica lui Adită, lui, uh, scuzați în predica lui Tony Berbece, duc de împotrivire influența celui rău dezbinare în biserică. De ce să existe dezbinare în biserica Betel Cluj, unde Tony Berbece spune că e o trezire super puternică? Păi sunt unii care nu sunt de acord cu lucrurile care se întâmplă acolo, adică cu manifestările și cu trezirea asta carismatică. Da? Și acum, cei cesaționiștii, cei care nu cred în prorocie, în vindecări, în vorbirea în limbi, au un duc de împotrivire. Veți vedea imediat de ce spun asta. DUD de împotrivire, influența celui rău, dezbinare, da? Deci, cei care nu intră în această trezire carismatică, au un DUD de împotrivire. Cei care nu primesc manifestările acestea ale Duhului Sfânt au influența celui rău. Produc dezbinare în biserică. Da, dezbinare în biserică. Nu produc liderii bisericii și alții care au început să introducă în biserică lucruri care n-au fost de la început acolo, pe care nu le-au prezentat membrilor bisericii de la început, ci au fost introduse ulterior. Nu ei au duhul de dezbinare. Nu au influența celui rău. Nu ei sunt conduși de un duh de împotrivire. Ci cei care au rămas pe baricade, care n-au acceptat toate manifestările astea. Da? Foarte atent folosit limbajul acesta. Os. Cred din toată inima că este vremea să ne ridicăm împotriva Duhurilor de Dezbinare. Și trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă unitate între noi. Pot fi lucruri care. Da, deci să ne ridicăm împotriva Duhurilor de Dezbinare. Păi ce presupune asta? Dacă eu nu cred, eu aș fi în Biserica Betel Cluj și eu nu cred în aceste manifestări, da? Eu sunt un om care am un Duh de Dezbinare. Și ei, membrii Bisericii, trebuie să se ridice împotriva acestui Duh de Dezbinare care este mine. Da? Vedeți cum ei au duhul de dezbinare, cei care nu cred în lucrurile astea. Și noi trebuie să ne ridicăm acum, domnule, să rezolvăm o dată problema asta cu duhul ăsta de dezbinare. Subiect de, știu eu, nu, nu, nu le înțelegem la fel. Însă porunca lui Iisus Hristos este ca în lucrurile în care am ajuns să credem împreună, să umblăm împreună și să fim o forță, să fim biserica lui Iisus Hristos care stă puternică și nu se lasă biruită atunci când vin influențele celui rău. În momentul când vine înțelepciunea de la Dumnezeu în ființa noastră. Deci observați, tot limbajul acela uh, arată exact lucruri despre care vă spun de la bun început. Arată modul acesta subversiv, modul acesta uh, foarte îi face pe cei care nu sunt de acord cu ei să se simtă influențați, stăpâniți de diavolul, dezbinători, împotrivitori, influențați, uh, conduși de cel rău, da? Despre asta este vorba. Așa sunt văzut ceilalți. Nu ei care au introdus lucrurile acestea, ci ceilalți. Și acum, la un moment dat, Adi Tămaș, păstorul bisericii, are și el uh, o intervenție în care Dumnealui, uh, nu știu, dă un îndemn la rugăciune sau ceva din felul acesta și ascultați un comentariu pe care îl face Dumnealui, dacă nu mă înșel, pe psalmul 51. Dar nu cotează, vreau să ascultați ce spune Dumnealui aici pentru că este foarte interesant. Începem să realizăm, asta a fost judecată, pentru că foarte mulți vin și spun, acum ce, ce, ce să, 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 să ajungi să nu discerni? Și pentru că n-au înțelepciunea de la Dumnezeu, ei confundă discernământul spiritual discernământul spiritual cu judecata. Și ajungi să stai de vorbă cu oameni care nu fac diferența între discernământ și judecată. Și aplică absolut tot ceea ce spun, judecățile pe care le spun peste ei înșiși, peste alți oameni, peste țara asta, ei le aplică. Ce spun? Asta e discernământ. E discern am discernământ. Normal, am discernământ. A, deci, este. ce face pastorul Adită eu sunt de acord cu el că discernământul și Duhul de Judecată sunt două lucruri total diferite. Dar, Dumnealui. Eu nu pot să pun tot clipul, că e două ore sau nu știu câte. Dar dumnealui nu explică care e diferența dintre discernământ și duhul de judecată. Și atunci ce face el? Îi face pe cei care îl ascultă pe el și care nu sunt de acord cu el să se simtă ei cu duhul de judecată. Da, mă, nu mi-am dat seama. Uite, noroc că mi a zis Aditemaș. Nu mi-am dat seama. Eu am crezut că am discernământ și când încolo am un duh de judecată. Ia să nu mai judec eu faptul că Adi a introdus pe ușa din dos la subsol serile de stăruință cu vorbirea lui, cu vedenii, cu prorocii, cu eliberări de duhuri și așa mai departe. În ghilimele! că nu, nu e o realitate din punctul meu de vedere acolo, da? Să nu mai judec. Eu am crezut că am discernământ. Noroc că m-a lămurit el că eu nu am discernământ, ci am un duc de judecată. Dar de ce n-ar el duh de judecată? Care stă la amvon și judecă pe proprii lui membri care nu sunt de acord cu metodele lui, de ce el nu are un duh de judecată? Că judecă pe membrii lui care au observat toți în unanimitate cu care am vorbit, au spus de la început nu a fost așa. Noi n-am știut despre așa ceva. Cu timpul el a început să asculte anumiți oameni, să, asculte, să citească anumite cărți și a introdus lucrurile astea pe ușa din dos. Da, Este o judecată din partea membrilor care au văzut lucrurile acestea pe care el le-a făcut? Este o judecată? Din punctul meu de vedere, nu este. Este exact discernământul pe care dumnealui uh, spune că unii dintre ei poate nu l-ar avea. Da? Ascultăm în continuare. Prieteni mai vechi de al nostru, ne-am conectat cu vreo 2 ani în urmă, uh, uh, într-o tabără, după care anul trecut a fost în tabăra de tineri. Apoi ne-am re ne reconectat și pe parcursul acestui an. Ne rugăm, Tonica, ca Duhul Domnului să fie peste tine, să vorbească și să facă minuni, așa cum au cerut ucenicii în Fapte, capitolul 4. Cerem și noi astăzi aici. Cerem îndurare, cerem har, cerem cuvânt, cerem îndrăzneală, dar cerem și semne și minuni în numele lui Isus Hristos. Amin. Dumneavoastră mă rugam pentru biserica. Da. Ce vreau să observați aici, din nou, eu nu voi comenta citarea lui Fapte 4 cu 31 ca Dumnezeu să însoțească cu semne și minuni predicarea apostolului și așa mai departe. Deci nu comentez chestiunea asta pentru că nu despre asta este live-ul acesta, ci este despre metodele care sunt aplicate pentru tragerea, trăirea unei biserici baptiste într-o mișcare falsă, într-o mișcare <coughs> uh, uh, într-o trezire carismatică. Nu este o trezire spirituală, ci este o trezire carismatică. Discutând cu anumite persoane public, pentru că am întrebat public dacă Biserica Betel este o biserică carismatică și unii care mi-au răspuns și au spus că ei cunosc biserica asta și poate sunt membri chiar acolo, mi-au spus că nu este cinstit din partea mea să judec uh, faptul că l-au chemat pe Tony Berbeci, că poate nu știut. Și m-am pus să mă ascultat serviciul ăsta. Am zis, domnule, imposibil niște păstori responsabili al unui biserici să cheme pe Tony Berbece, da, care e cu și cu toate lucrurile astea, să-l cheme uh, fără să știe pe cine cheamă. Când am ascultat, de fapt, tot terenul era pregătit de mult timp înainte, da? Bine, eu știam de dinainte, vorbim cu anumite persoane despre ce-i vorba acolo, dar am ascultat serviciu și am văzut că Adi Tămaș îi face o introducere în care recunoaște că îl cunoaște de mult timp și l-a chemat special ca Dumnezeu să lucreze prin el în predicarea respectivă cu semne și cu minuni. Deci, uh, unul la mână, cei care mi-au zis lucrul ăsta nu au dreptate dacă au fost la serviciu ăsta și au spus lucrul ăsta sunt necinsiți pentru că ei știau că l-au chemat pe unul pe care îl cunoșteau și știau exact cu ce pachete vine la el al doilea lucru, dacă ar fi fost un necunoscut și l-ar fi chemat asta ar fi arătat iresponsabilitatea păstorilor bisericii da? și în mod clar păstorilor bisericii cere semne și minuni de la Dumnezeu prin tonii, asta cere, prin tonii ca Dumnezeu să lucreze prin semne și minuni în toni. Și ascultați cum își începe Toni Berbece predica la Biserica Baptistă, Betel Centru. Ia ascultați. Și am văzut că vine un sezon pentru biserica aceasta, care experimentează o mare trezire în acest moment. Vine un sezon... Deci limbajul este foarte, foarte bine ales. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. Ca să schimbi uh, gândirea unor oameni, trebuie să schimb limbajul. Dom'le, ce om n-ar vrea o trezire spirituală? Gândiți-vă puțin. Ce biserică n-ar vrea o trezire spirituală? Ce oameni n-ar vrea o trezire spirituală? Problema este modul în care definești trezirea spirituală. Eu îmi doresc o trezire spirituală, dar vreau o trezire spirituală ca pe vremea lui fil pe vremea lui West, pe vremea lui uh, Edwards. Da, nu vreau o trezire spirituală uh, ca pe vremea lui Tony Berbece sau pe vremea uh, a tot felul de ciudați, carismatici. Da? Deci nu, nu vreau o trezire spirituală în care oamenii uh, tremură ca șerpi, se aruncă pe jos, fac spume la gură, urlă, încep să râdă incontrolabil și să latre ca câinii sau să grohăie ca porcii. Deci nu mă interesează trezire din aia spirituală, sub absolut nicio formă. Da? Deci depinde cum definești trezirea spirituală. Și Tony zice că la... Ascultați-mă, că la Betel Cluj este o trezire spirituală. Întotdeauna că a fost o trezire spirituală, lucrul acesta a ajuns incontestabil prin pocăința celor oameni, prin întoarcerea la Dumnezeu, prin mărturia puternică dată față de Domnul Iisus Hristos, printr-o viață trăită de sfințenie, nu prin revenirea la semne, minuni, vorbire, limbi, prorocii și vederi, indiferent dacă sunteți sau nu sunteți de acord cu continuitatea acestor daruri. De indiferent. Asta este esența unei uh, uh, vorbiri. Uh, uh, unei treziri uh, spirituale autentice, da? Uh, este foarte important și uh, vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să gândiți lucrurile în felul acesta da? înțelegând definiția tuturor lucrurilor. Fi foarte huliți și atacați. Și trebuie să vă deci sunt două lucruri aici foarte interesante la Tony Berbece. Unul că îi încurajează, da? I-a văzut că au pornit pe panta asta cu manifestările acestea carismatice și zice, experimentați o trezire spirituală. Primul lucru, asta e manipulare psihologică, da? El știe, doctorul, a venit doctorul sufletelor și a analizează, băi, trezire spirituală la Betel Cluj. Bă, dacă o zis Tony Berbece, înseamnă că așa e. Și al doilea lucru zice, veți fi huliți. Ia, ia ascultați, ascultați foarte bine ce limbaj folosește. Deci cei care nu cred în ce spune, în ce practică e acolo, hulesc. Veți fi guliți. da? Că n-au treabă ortodoxii cu ei, n-au treabă alții. Cine? Fraților, veți fi huliți, da? Deci cei care sunt poate cesaționiști sau nu cred în ce se întâmplă acolo, hulesc. Asta cu post și rugăciune, ca să rezistați, amin? Vine un sezon în care veți fi huliți, în care veți fi trădați poate chiar de frații voștri, în care chiar frații se vor întoarce împotriva voastră și am văzut Duhul lui Dumnezeu cu... Ascultați limbajul! Huliți, trădați de frați, se vor întoarce frați împotriva voastră. Deci cineva care nu crede în manifestările astea, cu vorbirea lui cu prorocii și așa mai departe, sunt cei care hulesc, da? Sunt acolo în biserica Betel, care nu sunt de acord cu lucrurile astea. Ei sunt frații care hulesc, care se întorc împotriva lor, care i-au trădat. Nu, probabil că cei care mi-au scris comentarii private sunt hulitorii, sunt împotrivitorii. Sunt cei care i-au trădat pe ei, da? Au trădat această mare trezire spirituală. Este un mod pervers. Voi spune deschis lucrul ăsta. Un mod pervers, parșiv din partea lui Tony Berbece, să-i numească pe membrii bisericii sau pe toți aceia care nu sunt de acord cu lucrurile acelea. Le evaluează, le critică, le judecă, le cercetează, să-i numească frați care trădează, frați care se întorc împotrivă, frați care hulesc. Să-ți fie rușine. Să-ți fie rușine dacă ai ajuns să-i numești pe copiii Domnului în felul acesta doar pentru că nu sunt de acord cu toate jmecheriile pe care le faceți voi acolo. Da? Asta este o manipulare. Este un limbaj manipulativ psihologic. Asta este și nimic mai mult. Da? Îi face pe cei care ascultă acolo. Da mă, eu am vorbit... O, eu am vorbit, eu am spus că nu sunt de acord. Eu sunt hulitorul ăla. M-am ridicat împotriva fraților mei. Mi-am trădat frații. De ce? Pentru că n-am fost de acord cu păstorul Adi Tămaș. Nu, nu ți-ai trădat frații. Nu ți-ai trădat deloc da, frații. El v-a încrederea băgând pe ușa din dos niște manifestări carismatice. Despre asta e vorba. S-a pus un porumbel imens, s-a pus între biserica voastră și săgețile care veneau spre voi, iar acele săgeți se transformau ca, ni ca niște scobitori, n-aveau nicio putere să pătrundă și cădeau înaintea bisericii fără nicio putere. Dumnezeu vă va proteja, amin, pentru că trezirea pe care o face în mijlocul vostru. Da. Deci lucrul pe care îl face Tony Berbece aici este să îi manipuleze în continuare parcă ca ei să continue în chestiunea asta pentru că i s-a descoperit. Bă, dacă a avut o descoperire de Tony Berbece. I s-a descoperit lui că duu sunt a venit cu niște aripi și toate săgețile alea serioase pe care le aruncau ce saționiștii, probabil din biserică sau din comunitatea de Cluj, Duhul să le-a transformat în niște scobitori. Cata, s-a rezolvat problema. Deci, domnule, continuați așa, fii atent. adită Marius Sabou să vă ridica împotriva voastră. Poate frați păstori, poate frați din comunitate, frați din frățietatea voastră. Poate unul pe internet, cum e Andrei Croitorul ăsta, care se ia de toată lumea, da? Să vă ridica, poate membri din biserică, că s-au ridicat unii dintre ei și au vorbit, poate din comitet. Dar, Duhul Sfânt vă va apăra. Tot ce spune ei, sunt niște scobitori, domnule. De ce? Pentru că Tony Berbeci a avut o revelație cu privire la locul acesta. Haideți să vedem ce, ce spune dumnealui în continuare pe care Duhul lui Dumnezeu a adus-o și pe care Dumnezeu a adus-o și o va duce la bun sfârșit. Amin? Sunteți entuziasmați sau? Aleluia! Dar e foarte interesant să ascultați, să vă pun imediat parte clipului, să ascultați ce au înțeles Tony Berbece din chemarea lui Matei, care a fost un vabil. Da? Asta e aplicația lui. Cum l-a chemat Dumnezeu pe Matei, zice el, bă, Matei a fost un tip la care nu-i poți să ce spune nimeni. Și de asta l-a ales Domnul Iisus pe el, da? Și aplicația. Ai dat pese! De ce gândește ăla al despre tine că tu ai primit botezul cu Duhul Sfânt sau că tu ai darul de vedere sau de prorocie să nu-ți pese că te face la nebun? Scris, îmi spune da, deci Ce face el aici? Zice, uite, fii atent, chiar și în Biblie vezi lucrul ăsta. Cum nu Matei nu i-a păsat să nu-ți pese că ai fost botezat cu Duhul Sfânt. În versiunea lui, cum înțelege el, că ai vorbirea în limbi, că ai prorocii, vedenii și așa mai departe. Da? Deci fii un Matei, asta e aplicația. Unul că Matei nu avea nicio treabă cu toate lucrurile astea despre care vorbește Tony Berbece, da? Dar în al doilea rând, dumnealui încearcă, pe lângă experiența aia pe care spune el, a văzut el vedenia aia cu porumbelul, încearcă să aducă un argument textual. De ce să continue oamenii în mișcarea asta, în trezirea asta carismatică? De ce? Păi fi un Matei și tu. Da? Fi Matei. Uh, asta e, un argument psihologic televiziuni și vor căuta să filmeze și vor sta buluc televiziunile la ușă pentru că vor vrea să surprindă puterea care se întâmplă în mijlocul vostru, glorie Domnului. Cu atâta ușurință. Da, mi se pare foarte grav ce spune dumnealui aici, pentru că el vorbește a, 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 aprobator cu privire la faptul că vor veni televiziuni să vadă show-ul carismatic care se întâmplă la Cluj. Eu sper să nu vină nicio televiziune. Știți de ce? Pentru că aveți pe internet tot felul de show-uri din astea. De show-uri carismatice în care toată lumea vorbește limba, în care este o hârmălaie de nedescris, în care unii grohăie sau latră. Deci ai tot ce vrei tu. Dacă vrei show carismatic cu unii care râd, găsești. Dacă vrei cu unii care grohăie, găsești. Dacă vrei cu unii care cad la pământ, găsești. Dacă vrei cu unii care se unduiesc ca șerpi, găsești. Dacă vrei cu unii care iau șerpi în mână, găsești. Dacă vrei cu unii care. Uh, uh, dau cina la adulți, la copii și la necredincioși și la animale, găsești, găsești ce vrei tu pe internet. Nu trebuie să te duci, nu trebuie să mai ducă nicio televiziune la Cluj să se vadă lucrurile acestea, pentru că au fost filmate chiar de ea care au experimentat lucrurile acelea, pentru că ei au crezut că sunt niște lucruri grozave. Dacă vrei false vindecări în care unii chipurile că lungesc picioare sau unii vindecă dureri de spate care nu pot fi verificate nimeni, din nou, nu trebuie să te duci la Betel le vezi peste tot. Nu, eu nu cred. Decât dacă vor ajunge să facă cu adevărat niște lucruri super ciudate, să vă aduce vă televiziune acolo, probabil. Probabil. Uh, dar în rest nu văd de ce s-ar duce cineva să filmeze acolo. Da? Eu nu cred că se va întâmpla. Eu nu cred că se va întâmpla ce spune Tony Berbece, pentru că nu are niciun sens să se întâmple ce spune el, pentru că toate lucrurile astea sunt deja publice pe internet și nu sunt o trezire spirituală. Nu sunt o trezire spirituală. Este o trezire carismatică. Este introducerea în biserică a unui duh Carismatică, da? Domnul Iisus Hristos n-a făcut minuni pentru staruri, ca, st ca un star, ca o vedetă. Domnul Iisus Hristos nu a făcut minuni ca să rupă gura târgului, să arate el cine îi, da? Și să se facă popular în felul acesta. Domnul Iisus a făcut minuni ca să descopere realitatea identității sale, să arate că este Dumnezeu adevărat, să arate ca, că cel care a venit să să săvârșească mântuirea noastră este Dumnezeu în persoană, da? Deci au fost niște vindecări care arătau identitatea lui, persoana, persoana lui. Și nu le-a făcut niciodată pentru show. Niciodată nu le-a făcut pentru show. Domnul Iisus Hristos a descurajat întotdeauna show-urile bazate pe vindecări și pe minuni. Dar el vorbește aprobator cu privire la faptul că asta se va întâmpla. Și uite, domnule, îi încurajează. Dar tot e manipulare aici. Continuați așa că o să vină televiziuni la voi. Să vedeți ce fain o să fie, da? Nu, nu o să fie libera, cu atâta ușurință veți vindeca, cu atâta ușurință veți converti, cu atâta ușurință veți întoarce oameni la Dumnezeu de vă veți întreba unde îi vom pune, Doamne? Unde îi vom pune? Și Dumnezeu va face să strălucească peste țara aceasta și peste națiuni și această biserică și această lucrare și se va auzi despre ea. De ce? Pentru că aici domnește Duhul lui Dumnezeu, pentru că aici Duhul lui Dumnezeu este și a făcut cuib și veți proroci. Observați accentul lui. Veți vindeca, veți elibera, veți converti. Mă întreb că dumnealui Tony Berbece presupune și pornește, dar a pornit la punctul și a spus de o grămadă de ori, Duhul i-a descoperit, Duhul i-a descoperit, Duhul i-a descoperit. Iar are un, un fel așa de linii neîntrerupă cu Duhul Sfânt care vorbește tot timpul. Mă întreb de cum de Duhul nu i-a descoperit că e incorrect să folosești limbajul acesta și că duci în eroare veți elibera. Veți, poate spuneți, domnul, e o nuanță de limbaj, nu este. Nu este. Veți converti? Cine? Ei vor converti? Nu. No. Nu. No. Dacă ei vor face minuni și ei vor elibera și ei vor converti, într adevăr vor fi minuni și convertiri omenești, care n-au nicio treabă cu lucrarea Duhului Sfânt. Un semn indubitabil la lucrării Duhului Sfânt este smerenia, umilința. Duhul Sfânt ne atrage atenția asupra Domnului Isus Hristos. El mântuie, el convertește, el naște din nou, el răscumpără, el iartă, el lucrează. Ne smerește pe noi și în înalță pe el. Ăsta este un semn al lucrării Duhului Sfânt. Nu ce spune Toni Berbeci. Voi veți vindeca, voi veți elibera, voi veți converti, la voi va veni, uh, uh, vor veni televiziunile, despre voi se va auzi în toată lumea. Da? Voi, 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 voi. Este o lucrare spirituală, dar antropocentrică, umanistă. Nu este o lucrare spirituală, Dumnezeiască, a Duhului Sfânt. Este o pervertire. Da? Și încurajează el cu lucrul acesta, care este, iarăși, o manipulare. Este psihologie, atâta tot. Veți avea vedeni, taruri fără număr. Cu... Astea sunt. Astea sunt uh, trezirile în concepțiile carismaticilor. Astea sunt. Voștri vor fi un plus de Duhul lui Dumnezeu. Veți auzi din gura pruncilor voștri, prorocii și vedeni, pentru că asta este destinul bisericii. Deci dacă vom auzi din gura copiilor prorocii și vedenii, cum ne auzim de la Tony Berbece, nu mulțam nu mulțam, nu mersi, Doamne ferește să se întâmple așa ceva. Deci eu asta spun, Doamne ferește să se întâmple așa ceva. Doamne ferește să se întâmple așa ceva. Uitați, am discutat cu un băiat, am făcut o apologie la un moment dat cu un băiat care a fost public să pus public de când era mic să predice într-o biserică pentecostală, vorbea în limbi și așa mai departe și am făcut o analiză pe clipul acela. Băiatul acela este mare, a mers la un institut teologic și este rușine de ceea ce s-a întâmplat cu el atunci pentru că este ceva fals. Dacă s-ar întâmpla, ce spune Tony Berbeci, ăsta ar fi un abuz spiritual al copiilor. Nu un abuz fizic, un abuz spiritual al copiilor. Pentru că copiii nu știu despre ce este vorba. Da? Și ar fi aruncați în niște lucruri de care mai târziu le-ar fi rușine. Dacă Dumnezeu îi va trezi. Da? Deci ce spune Tony Berbeci aici este o mare prostie. Dar partea cea mai interesantă este partea asta. Și sper că ați ră rămas cu mine. Partea cea mai interesantă mi se pare partea asta, unde de la descoperirea pe care le-a avut el, că Domnul face între ei o trezire spirituală, că vor proroci, vor avea vedenii și că asta se va extinde până la copii și că vor veni televiziunile și așa mai departe, până la descoperiri că între ei vor fi trădători și împotrivitori și așa mai departe, partea asta mi se pare că este punctul în care Tony Berbece trece la agresiune. Deci devine agresiv. Și ascultați limbajul pe care îl folosește. Deci, din nou, este manipulare și psihologie la greu. Ia ascultați. E foarte interesant ce spune aici. Aleluia! Aleluia! Zera ta pruni ar tu canta fava, aleluia! 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 Poate n-ai crede că cel mai puternic și obraznic duh este duhul acela gândit de satana ca să oprească alimentarea bisericii cu Duhul Sfânt. Este un demon mai periculos decât curvia. Este un demon mai... Ascultați! Dumneavoastră știți care este demonul mai periculos decât Curvia? Nu știu dacă știți. O să aflați acum. Deci, foarte important să ascultați ce spune aici. După ce face el uh, incantația aia în limbi, zice, fiadent, un demon mai periculos decât Curvia, un duh obraznic. Care-i duhul, domne? Los de orice alt păcat. Este un demon de minciună, de erezie, care oprește biserica din a fi umplută de Duhul Sfânt. Și dacă tu ai fost sub influența un demon de erezie. Da? Un demon de erezie. Vreau să ascultați limbajul pentru că este foarte important. Să vedem la cine se referă el aici. Braznic care te-a făcut să este Duhul acela gândit de Satana ca să oprească alimentarea Bisericii cu Duhul Sfânt. Este un demon mai periculos decât Curvia. Este un demon mai periculos decât orice alt păcat. Este un demon de minciună, de erezie, care oprește Biserica din a fi umplută de Duhul Sfânt. Și dacă tu ai fost sub influența acestui Duh obraznic care te-a făcut să judeci lucrarea Duhului Sfânt, care te-a făcut să judeci lucrarea de eliberare care te-a făcut să judeci darurile Duhului Sfânt. În numele Lui Sus, poruncesc să fii scos de, de sub influența Duhului de erezie. Zara ta, ramea Ultimul zid, un zid... Deci ascultați ce spune Dumnealui. Deci ce el face referire la membrii Bisericii Betel, care sunt prezenți în dimineața aceea, în biserică, și care nu sunt de acord cu vorbirea în limbi. Nu... cu vo el, dar cu vorbirea în limbi, cu prorocii, cu vedenii și viziuni, el spune despre ei că au un duh mai rău decât curvia. Deci dacă ar fi plină biserica de curvare nu e atât de grav ca avea în biserica aceea oameni care nu cred în prorocie și vorbirea în alte limbi. Da? Din nou, nu scrieți în comentarii dacă eu cred în vorbirea limbi sau în prorocii, dacă sunt de acord sau nu. Nu despre asta este vorba. Este vorba despre metoda în care se lucrează pentru introducerea acestor lucruri în biserică. Și dacă ar fi Duhul Sfânt, Duhul Sfânt le-ar introduce pe o cale directă, publică, oficială, frumoasă, gentilă. Da? nu în modul ăsta parșiv, agresiv, violent. La sfârșitul predicii devine violent și devine violent în timpul rugăciunii. Asta nu este lucrarea Duhului Sfânt. Devine agresiv și bajocoritor și hulitor la adresa membrilor bisericii Betel care nu sunt de acord cu lucrarea acelea în timpul rugăciunii. Asta nu este călăuzirea Duhului Sfânt, nu este descoperirea Duhului Sfânt, nu este niciun fel de trezire spirituală. Este trezirea tupeului, obrăznicirii și a nesimțirii. Asta este. Nu este nimic mai mult. Da? Deci cei care nu cred în prorocie, vedenii și vorbirea nim din Biserica Betel, membrii Bisericii Betel, au un duc mai rău decât curvia. Un duc care este mai grav, un păcat care este mai grav decât orice păcat. Că nu crede în prorocie, da? Uh, un duc de minciună, un duc de erezie, da? Deci înainte eu făcut la început trădători, hulitori, acum zice că au un păcat mai rău decât curvia, mai grav decât toate păcatele, au un duc de minciună, un duc de erezie și de ce? Pentru că nu sunt de acord, domnule, cu prorocia și cu vorbirile în limbi și cu sesiunile de stăruință după Duhul Sfânt, botezul cu Duhul sunt vorbirea în limbi și prorocii și vedenii. De asta. De asta. Asta este explicația lui, da? Și zice că a judecat lucrarea Duhului Sfânt. Stai oleacă, Stai oleacă. Lucrarea Duhului Sfânt nu constă în primul rând să vorbești în limbi și să prorocești și să ai vedenii. Tot ce ai spus. Singurile lucruri pe care tu le-ai spus în predica asta. Singurile lucruri. Lucrarea Duhului Sfânt constă în convingerea omului de păcat, în convingerea omului de judecata lui Dumnezeu, în convingerea omului că Isus este singura care de mântuire asta este cea mai importantă lucrarea a Duhului Sfânt. Cel mai mare miracol din istoria acestui univers este când un om este întors la Dumnezeu cu putere, când Duhul Sfânt îl luminează, îl cercetează, îi dă pocăință, îi dă credință în Fiul lui Dumnezeu, îi descoperă frumusețea lui Isus Hristos și îl naște din nou. Ăsta este cel mai mare miracol din univers. Nu prorociile, vedeniile și eliberările. Eu nu zic că e greșit sau nu dacă tu crezi în lucrurile astea. Eu nu despre asta discut acum. Eu spun că faci o confuzie foarte gravă să numești pe un frate care crede în Duhul Sfânt, care crede în Tatăl și Fiul, care crede în puterea Duhului Sfânt, de convertire, de mântuire, de sfințire și așa mai departe, să numești un asemenea om care e un păcat mai grav decât păcatul curvii, un păcat mai grav decât toate păcatele, să-l numești trădător de frați, să-l numești hulitor, să spui că are un duc de minciună și de ere. Te-ai folosit de faptul că ți s-a dat amvonul și că păstorul te-a încuvințat și ai scos armamentul greu la urmă, da? Și ai tras în ei cât de tare ai putut. Pentru Tony Berbece, lucrarea Duhului Sfânt la asta s-a redus în predica asta. La vorbire în la prorocii, la vedenii și la eliberări. Asta este pentru el lucrarea Duhului Sfânt. Asta este. Da? Domnul Iisus Hristos, apostolii înainte de cinzecime, care au fost trimiți de Domnul Iisus să lucreze uh, în numele Lui. Oamenii aceștia, uh, care, despre care Biblia nu ne spune că aveau vedenii și visuri, în fiecare zi sau la 30 secunde cum maritonii Tony Berbece. Oamenii ăștia huleau pe Duhul Sfânt, aveau un duh de erezie de minciună? Este o întrebare. Toți oamenii din istoria bisericii, Whitfield, Wesley, Jonathan Edwards, care au fost cele mai veritabile și puternici treziri prin care, sau cele mai veritabile treziri pe care Dumnezeu l-a lucrat prin, prin oamenii aceștia, prin acești reprezentanți și care n-au crezut nici în vedenii, nici în vise, nici în prorocii, nici în elibere de felul în care credeți unii dintre voi. Oamenii aceștia au avut un du de erezie și de minciună? Dacă spui da și după Tony Berbece răspunsul ar fi da, atunci deci nu cunoști istoria bisericii și ești pe altă planetă. Deci ești total deconectat de realitatea, de realitatea Duhului Sfânt și e total deconectat de istoria bisericii. Total deconectat. Deci nu trebuie nici 1% din trezirea spirituală în care crede Tony Berbeci și Biserica Betel Cluj. Dar îmi mi-aș dori, mă rog, ar fi cea mai mare bucurie din viața mea ca Dumnezeu să ne facă parte de o trezire spirituală ca pe vremea lui Whitfield, a lui Edwards, când s-au întors fără număr, oameni la Dumnezeu, cu adevărat, cu pocăință. Au văzut frumusețea lui Hristos, l-au primit, uh, uh, primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor, au crezut în El, s-au plecat la picioarele Lui, au cedat viața lor, a fost transformată, s-au închis barurile, s-au închis uh, uh, locurile în care erau tot felul de jocuri spurcate, jocurile de noroc, s-au închis toate lucrurile acestea. Oamenii s-au întors cu adevărat la Dumnezeu. Nu au vorbit în limbi și au prorocit și au avut vedenii. Da, Deci nu întrebi niciun sută din trezirea Lui. I ascultați ce spune în continuare. Un zid slab, zara atacată, hava. Zara ta atucat... Ultimul zid, un zid slab Un zid slab Zara ta aleluia A căzut în numele lui Isus, Pentru că această biserică să poată fi umplută De Duhul lui Dumnezeu Să poată să fie umplută de Duhul lui Dumnezeu Și să se poată lăuda Cu Duhul și cu prezența Duhului Zara ta cara Ultima rezistență Și dacă ai fost parte din ultima rezistență Care a stat împotriva Duhului Dumnezeu în această biserică Împotriva Duhului Dumnezeu. zis, și limbaj are ultima rezistență. În general, rezistențele sunt bune, să știți. rezistențele uh, sunt foarte bune. Uh, ultima rezistență, zice, dacă ai făcut parte din ultima rezistență. Ce se întâmplă? Ia ascultat ce se întâmplă cu ultima rezistență. Îți spun că nu mai e nicio putere. Îți spun că nu mai ai locul tău. cu membrii bisericii Betel care au făcut parte din rezistență, care n-au crezut în trezirea asta. Uh, carismatică, spune despre ei că sunt ca niște duhuri necurate. Spun că nu mai ai nicio putere. Deci el vorbește cu duhurile rele din oamenii ăștia care au făcut parte din rezistență. Acum, întrebarea este dacă oamenii care fac parte din rezistență s-au opus metodelor necinstite, uh, dezonorante, prin care au lucrat păstorii biserici pentru introducerea pe ușa din dosa mi mișcării carismatice, a manifestărilor carismatice, dacă ei s-au opus la lucrurile acestea și s-au opus prin Duhul Sfânt. Tony Berbece împotriva cui vorbește acum? Mai repet o dată, poate n-ați înțeles ce am întrebat. Dacă membrii bisericii aceștia, oameni cinstiți, oameni pocăiți, oameni serioși, și-au pus întrebări, au cercetat, au evaluat, au judecat și-au exprimat opinia despre modul necinstit, dezonorabil, în care păstorii bisericii și unii acolizea lor au introdus pe ușa din dos, prin metode necinstite, manifestările carismatice și așa zisă trezire, dacă ei au evaluat lucrurile astea, au vorbit poate despre lucrurile astea, le-au cercetat, le-au evaluat, dacă ei au făcut lucrul acesta ca oameni credincioși, conduși de Duhul Sfânt, vă întreb, când Toni Berbece mustră Duhul ăsta de rezistență, ultima rezistență, când o mustră, Toni Berbece împotriva cui vorbește? Vă spun eu, împotriva Duhului Sfânt. Împotriva Duhului Sfânt vorbește. Acum știți care este problema? Problema este în vremea Domnului Isus erau oameni care spuneau despre lucrările de Domnul Iisus Hristos miraculoase că sunt făcute cu ajutorul diavolului. Dar în vremea noastră sunt oameni care spun despre lucrările Duhului, despre lucrările Duhului Sfânt că sunt duhuri de rezistență. Duh de erezie. Da? Foarte grav. Deci e foarte grav ce se întâmplă. Și asta se face sub oblăduirea, sub acoperirea și sub protecția păstorilor bisericii. Această lucrare nu poate veni de la Duhul Sfânt, dragii mei nu este modul Duhului Sfânt de a lucra. Este un mod de a opresa acei puțini oameni treci din biserica aceasta care îți dau seama pe ce pantă în greșită a luat -o biserica și păstorii ei. Zara ta, cana ta, Hava, dacă nu vrei să te pocăiești, dacă nu vrei să te întorci cu fața spre Duhul Dumnezeu, nu mai ai locul tău aici, pentru că Duhul Dumnezeu aici face o lucrare glorioasă. Zara Hava, la vrani, tu, Hava. Deci ce spune el în rugăciunea finală? dacă te împotrivești, dacă ești parte din rezistență, dacă nu vrei să te pocăiești, adică dacă nu vrei să crezi în darurile astea. Deci, după Tony Berbece, tu nu trebuie să mă convingi pe mine să-mi dovedești din Biblie că există vorbire al și astăzi, prorocii, vedeni. Nu! Nu trebuie să-mi dovedești din Biblie. Eu am un duh de erezie, un duh rău, un duh de împotrivire. Deci dacă duhul ăsta de împotrivire și de erezie nu și din mine și eu sunt parte din ultima rezistență, membru Biserica Betel Cluj, atunci să plec. Du-te! Asta spune Tony Berbece. Deci Tony Berbece face ordine în biserică. Bă, tată, nu vrei să accepti lucrurile astea și noi și Duhul din tine. Dar știți, e foarte interesant că el se contrazice. Prima dată spune, ultima rezistență a căzut, rezistență slabă, poruncezi să pleci, Duhul de împotrivire, da? Și se pare că la sfârșitul rugăciunii își dă el seama, bă, cred că s-ar putea unii să fie unii din care n-au reușit să scot Duhul de împotrivire. Știi ce? Bă, hai cărați-vă de aici. Hai cărați-vă, hai caramă de aici. Da? Totul, vedeți, tot ce se întâmplă aici, și în rugăciunea asta, și în predica asta, și la îndemnul de rugăciune pe care îl dă primul băiat, și la îndemnul de rugăciune pe care îl dă Adi Tămaș, totul este concentrat și direcționat spre cei care au mai rămas și nu vor să primească această trezire spirituală, această lucrare, lucrare în ghilimele Duhului Sfânt. Pentru ei asta e lucrarea Duhului Sfânt. Semne pro... Asta e tot. Asta știu eu e din lucrarea Duhului Sfânt, da? Este foarte trist, dragii mei, ce se întâmplă acolo. Este foarte, foarte, foarte trist. Da? Acum, în seara aceasta am folosit clipul acesta, aceste secțiuni din, din acest clip pe care îl puteți vedea toți pe internet. Nu este luat de acolo, este încă pus acolo, puteți vedea. Eu l-am accesat acum, puteți accesa și dumneavoastră, puteți vedea totul la rând. Ce am vrut eu să, să spun în seara aceasta, în concluzie, nu este, nu este, atenție, că darurile miraculoase sunt sau nu sunt valide. Eu nu asta am spus. Ce am vrut eu să subliniez în primul rând sunt metodele aplicate de acești oameni pentru a introduce carismatismul. Întâi s-a început pe ușa din dos, treptat, treptat sau au, au făcut acoliți din membrii bisericii și au ajuns până la punctul în care au ieșit public cu toate lucrurile astea. Da? Asta este un mod necesit Asta nu este lucrarea Duhului Sfânt. Eu desigur m-aș bucura dacă pastorii bisericii acesteia ar asculta lucrurile acestea, cu siguranță că m-aș bucura. Mi-aș dori ca Dumnezeu să le dea pocăință, mi-aș dori ca să se ducă în fața adunării, dacă acesta este drumul pe care ei vor să-mi să se ducă liniștiți, că nimeni nu-i poate opri să facă lucrul acesta. Dar ar trebui să fie onorabili, cinstiți, deschiși și să uh, fi pus, acum e cam târziu, să fi pus biserica nu în fața faptului împlinit. Să fi pus biserica să opteze dacă vor să continue cu un slujitor care a adoptat alte idei, alte păreri, alte viziuni, alte convingeri, alte doctrine, alte pra practici decât cele pe care le-a avut când a început să păstorească biserica aceasta. Acestea fiind spuse, dragii mei prieteni, mă bucur că ați ascultat live-ul acesta. Sper să învățați ceva. Scopul acestor live-uri nu este să... Vedeți, mulți zic, că ai vorbit de rău pe cutare, pe cutare, pe cutare, pe cutare, pe cutare, pe cutare. Eu n-am vorbit nici de lucrarea lui Tony Berbece, nici de caracterul lui, de familia lui. Sunt lucruri care nu mă interesează și sunt irelevante pentru discuția noastră. Eu am vorbit despre niște lucruri care sunt, unu, publice, da? care sunt publice, și am vorbit despre niște lucruri pe care le puteți analiza în al doilea în fiecare dintre dumneavoastră. Da? Deci nu vorbim despre lucruri ascunse. Cei dintre dumneavoastră care uh, credeți că a judeca lucrurile publice și care sunt înaintea tuturor este același lucru cu a judeca motivațiile inimii, intențiile ascunse și așa mai departe, cei care credeți că e același lucru, vă înșelați amarnic. Sunt două lucruri total diferite și atât de diferite ca cerul, ca cerul de pământ. Să de diferite. Atât de diferite, da? Bun, acestea fiind spuse, nu mai vă țin în acest live. Mă bucur că ați fost împreună cu mine. Trimiteți live-ul acesta la persoanele despre care credeți că ar fi bine să îl asculte și le-ar fi de folos și într-un fel sau altul Dumnezeu să lucreze. La revedere!